Federația Română de Rugby a stabilit programul competițional al Diviziei Naționale de Seniori stagiunea 2016-2017. Rugbiștii buzoieni vor începe campionatul cu o deplasare pe terenul formației RCM Galați. Ați început cu defavoare. Noi plecăm cu defavoare pentru că avem 3 meciuri în deplasare în acest tur de campionat. Plecăm în Ardeal, plecăm în nordul Moldovei la Suceava și la Cluj și la Petroșani. Deplasări foarte lungi, deplasări foarte costisitoare. Ce să spun, în prima etapă avem cu cei de la Galați o echipă foarte puternică, o echipă care cedează foarte greu pe teren propriu, o echipă de jucători gălățeni foarte buni și aduși de mai mult jumătate echipă este din Republica Moldova, jucători care joacă în Naționala Moldovei. Iată programul competițional al buzoenilor din noul sezon din DNS. Etapa 1, RCM Galați, Stejarul Buzău. Etapa a 2, Stejarul Buzău, Rugby Club Bârlad. Etapa a 3, Bucovina Suceava, Stejarul Buzău. Etapa a 4, CS Mănășturi, Stejarul Buzău. Etapa a 5, Stejarul Buzău, CS UAV Arad. Etapa a 6, Stejarul Buzău, CS Năvodari. Etapa a 7, Știința Petroșani, Stejarul Buzău. Până la fluierul de start al confruntării din runda inaugurală, jucătorii antrenați de Costică Merșoiu vor mai disputa un meci. Duminică de la ora 12 pe stadionul Prințul Ghica, Stejarul Buzău va întâlni într-o partidă de pregătire formația Dinamo București.